După atât de mult frig și atât de multă ploaie, astăzi vremea e mai generoasă, drept pentru care am revenit pe tăpșanul lecturilor mele. E un soare pur și simplu binefăcător. E așa ca o reîntâlnire cu cel mai drag prieten pe care, din vari motive, care n-au ținut neapărat de tine, n-ai putut să-l întâlnești și uite că astăzi ai venit la întâlnirea cu el și te bucuri din tot sufletul. Eu mă bucur că eu sunt aia care am venit la întâlnire. Evident că am adus și cărțile mele dragi aici, din colecția Babel, de la Nemira. M-am oprit asupra unui roman scris de Edna O'Brien, Scăunele Roșii. Nu pot să zic că m-am prins nu știu cum, dar eu nu abandonez cărțile decât dacă nu pot și nu pot și nu pot să le citesc. Insist. Uite că apare și prietena mea, e curioasă și ea. Acum am doi prieteni, nu doar unul. Doi. Înainte veneau pe rând. Nana! Înainte veneau pe rând, acum au venit amândoi odată. Le-am dat de mâncare, acum sătui și uite că reușesc să conviețuiască împreună. Ia uite-l. El e Azorel, ca așa îi spun eu, și ea e pisica universală. Nu, te rog, te rog. Da. Deci, trebuie să mă pun pe un scaunel roșu. Și am ajuns la Dido. Nu are capitole, nu sunt numerotate capitole, adică are un soi de capitole, nu sunt numerotate, poartă denumiri. Și eu am ajuns la Dido. Clubul de lectură intrase în al doilea an de existență și Fidelma fusese numită recent președintă. Se ținea într-o cameră de la parter, pe la jumătatea străzii, unde fusese altădată o cafenea, dar se închisese. Flosile închiriase lor spațiul. Mobila era șubredă, două canapele vechi, scaune de bucătărie fără spătar și o băncuță lungă de intrare pentru întârziați. Membrii fideli se aflau acolo, alături de câțiva nou veniți și de familia arțăgoasă pe care o botezaseră, dintr-un anume motiv, Zurbagii. Era acolo tatăl orb cu ciobănescul lui German, soția lui țâfnoasă, câteva dintre fiicele mai mici și fiii vagabonzi. Urau cărțile, le detestau și veneau aici doar ca să facă scandal. Își aduceau mereu băutură, coritoare, cipsuri, sticluțe cu gin sau vodcă, apă tonică și o pungă mare cu gheață. Îi aruncau ciobănescului German cuburi de gheață pe care el le rodea până se topeau pe covorul lui Flosi. Fidelma a fost surprinsă la venirea doctorului Vlad, care rămase în picioare la peretele din spate și dintr-o dată încăperea se umplu de prezența lui. Ca de obicei, seara se deschise cu o scurtă lectură pentru a le aduce aminte oamenilor ce avuseseră de citit. Fidelma întrebă dacă lui Bridget ar face plăcere să citească și, din scaunul ei, cu rotile, în hainele vechi și ponosite și în cizmele verzi de piele întoarsă, ea citi capitolul intitulat Dido. Nu pot, draga mea, trebuie să te dai puțin. Dido, din cartea a patra a Eneidei, cu toată siguranța și solemnitatea pe care le merita textul. Fiecare câmp, toate animalele de la fermă și păsările colorate erau tăcute. Toate supraviețuitoarele care trăiau de-a lungul întinsului eleșteu sticlos rămăseseră nemișcate în noaptea liniștită, cuprinse de un somn care alunga orice grijă din inimile ce uitaseră de tumultul vieții. Oh my God! Ești culmea! Stai, te rog! Dar nu și regina feniciană, cu spiritul ei torturat, căci chinul ei se înteți și iubirea reveni iar și iar s-o bântuie. Futui! A fost prima reacție, urmată de o serie de futui și asta dădu tonul la invectivele ce aveau să urmeze. Ce
mama enervat, n-are nimic de a face cu viețile noastre. Exact, Moira. Sunt oameni ai străzii, mame singure. Oameni care militează, ticăloșii ăia din guvern ne trag și nouă ni se cere să îi plângem de milă lui Dido. Ar trebui să dea un anunț la ziar în ecoul din Leitrim, pierdută la Leitrim, și băieții ar lăsa-o imediat grea. Apoi, cea mai neobrăzată dintre surorile zurbagii, în fustă scurtă și ciorap plasă, se urcă în picioare pe băncuță, imitând-o pe Dido, care se ridica din patul ei de șofran, stropindu-se cu apă de râu, turnând vin printre coarnele unei juninci albe și vorbind deasupra măruntaielor unei oi sacrificate, ca să găsească un răspuns la chinul iubirii ei. Penibilă, sună verdictul ei. Ești sigură? O întrebă Mona fierbând de furie. Al dracului de sigură. Mai trebuie să mă crezi că nu pot să citesc dacă faci așa. Al dracului de sigură răspunse și unii dintre cei mai tineri membri ai publicului se declarară în asentimentul ei, povestea părându-li se mult prea demodată și fără nicio relevanță pentru lumea modernă, fiindcă Dido nu era un model pentru nimeni și oricum dragostea era o chestie expirată. Nu uite de mine, frate, strigă Fifi. Eu sunt cea mai bătrână aici, spuse atunci Brigitte, ridicându-se de pe scaun ca o împărăteasă în zdrențe. Se uită împrejur și spuse hotărâtă. Iubirea este totul. Iubirea este ultima voastră șansă. O, mamaia, ai fumat ceva. Mamaia se frică singură, se auzi printre numeroasele ocări. Dar Brigitte, neabătută, îi privi pe agresorii ei și zise: dacă nu ați simțit niciodată să aveți vreun drept, nici nu știu ce vrei, pe cuvântul meu, dacă știu ce vrei, uite, ești obraznică și rea, asta ești, obraznică și rea. Mamaie se frecă singură. Se auzi printre numeroasele ocări, iar Bridget, neabătută, îi privi pe agresorii ei și zise: dacă nu simțiți-o niciodată, ce faci tu? Ce faci? Îmi strici cartea! Ce faci? Oprește-te! Please! Dacă nu ați simțit-o niciodată, nu aveți niciun drept să vă bateți joc de ea. Phoebe, care tricota ca de obicei în timpul întrunirilor, arunca andrelele pe jos pentru că venise și momentul ei. Odată când eram mică, mă întorceam acasă pe jos de la școală prin ploaie udălioarcă. Tata ieșise să mâne vitele pe câmp, m-a văzut, a intrat în casă, mi-a zis: scoate-ți hainele alea și pune haina maică-ti pe tine. A făcut focul și un sandwich cu pâine și melasă pentru mine înainte să se întoarcă afară la vite. Dacă asta nu-i dragoste, atunci ce-i? Prea mult pentru zurbagii care se ridicară în grup și ieșiră tropăind, câinele smuncindu-se în lesă de parcă ar fi trebuit să amușine ceva în cameră și fata certăreață țipă în telefon. Am plecat din căcatul ăsta de la 1900 înainte de Hristos. Hai, pa! În timp ce atmosfera aluneca în haos, Fidelma, simțind că trebuie să facă puțină ordine în felul în care decurgea seara, îi întrebă ce cred despre caracterul lui Enea. Și nu mai știu. Cred că s-a oprit. Ia să vedem. Ba nu s-a oprit încă. Nu s-a oprit. Ai venit înapoi. Stai acolo, că am făcut praf asta, să știi. Am făcut-o praf. Nu mai înțelege nimeni nimic ce am făcut. Nu mai înțelege nimeni. Deci ce ați înțeles din caracterul lui Enea? Lui Enea. Enea cel adevărat, strigă cineva în bătaie de joc. Enea trădătorul, și astfel ura prăvălită asupra lui o depăși cu mult pe cea care căzuse pe capul sărmanei Dido. Aici era vorba de un bărbat, de un semizeu, care împreună cu oamenii săi își luase tălpășița noaptea și atât de bine se furișaseră ei, încât pe vâslele aspre ale marinarilor erau lipite frunze din pom.
În mijlocul unui val de neliniște și de invective se rostiră lucruri prostești și mărunte în numele iubirii. Desiree avea un prieten care îl văzuse pe Placido Domingo într-un avion și se priviseră ochi în ochi. Moinei nu-i fu rușine să le spună că ea și defunctul ei soț comunicau de dimineață până seara și o fată lăudăroasă îi anunță că se hotărâse să devină bisexuală pentru că nu fusese niciodată într-adevăr fericită cu vreun tip. Un student care își luase notițe se întoarse spre Fidelma și, deși era foarte timid, o întrebă care e definiția iubirii. Ea ezită, dar știa că e de datoria ei să răspundă cumva. E un sentiment dincolo de cuvinte. E ceva ce simți pentru o altă persoană și, în același timp, pentru ceva mai mare de atât. Când ești îndrăgostit, știi că trăiești, fiecare nerv din tine e viu. Învățătorul de armuit se ridică în picioare cu chipul prelung plin de dispreț, cu ochii strălucitori și spuse că fără a asista prea mult, clubul lor de lectură nu mai e o culme a lecturii. Dar ce puteau aștepta de la cineva cu mentalitatea Emei Bovary, care avansase de la scăunelul de mulți direct în salonul literar? Asta e prea de tot. Se auziră ignete sonore, iar studentul bulbuindu-se îi ceru să-și retragă remarca, iar Bridget, dând din deget într-una, îi spuse că e un copilandru și, în plus, un prost crescut, și râse satisfăcut și, de dragul Fidelmei, răspunse că doar îi luase peste picior. Mary Kay, o asistentă ieșită la pensie, spuse că nu se va coborâ la nivelul lui pentru că dorea să scoată în evidența legătură dintre iubire și singurătate. Aveam vreo 30 de ani pe vremea aceea și, datorită slujbei mele, călătoream în tot felul de locuri uitate de Dumnezeu. Lucrurile pe care le-am văzut acolo erau ciudate, uneori triste, alteori ilare, soți și soții care își ascundeau testamentul unul de altul, dar o întâmplare anume mi-a rămas în minte. Erau doi gemeni, Michael și Finbar, și Michael avea epilepsie. Mă duceam din când în când să mă asigur că și-a medicamentele și încercam să-i încurajez să facă puțină curățenie în bucătărie. Era totul vraiște. Într-o seară, chiar înainte să se întunece, fratele Michael m-a condus la mașină. Când m-am urcat, a strecurat mâna prin geamul deschis și m-a pipăit pe sân prin bluză. N-am reacționat în niciun fel. Așa era cel mai înțelept. Finbar se uita la noi de la vreo 10 metri, dar nu puteai să-ți dai seama ce crede el ori fratele lui. Când a terminat cu pipăitul, Michael și-a scos mâna și eu am coborât muntele, gonind nebunește cu mașina. După povestea ei se lăsă o tăgere stânjenitoare. Ploaia răpăia pe acoperișul nete din gudron și picura în găleata lăsată în gang, iar sora Bonaventure, uitându-se la ceruri, spuse: am crezut că sunt ploi răznețe, dar văd că s-a dezlănțuit iarăși potopul. Dorind ca întâlnirea să se încheie într-o notă veselă, Filida își scoase telefonul și îl trecu prin fața tuturor ca să se vadă poza cu un mânz nou născut de culoarea biscuiților care se ridicase pe picioarele nesigure. Dădeam de mâncare la cai acum câteva săptămâni și mă gândeam că apa asta Tessie e groaznic de grasă. Habar n-aveam că stă să se înmulțească, așa că l-am botezat Brio pe nou venitul cel mic, pentru că a sosit cu Brio și e plin de viață și vreau să vă spun că nu m-aș fi descurcat fără Samantha. Nu suntem noi prea avuți, dar suntem plini de iubire. Ne iubim animalele, gâștele și găinile și puișorii și câinii și ne iubim unii pe alții. Și aș dori să închei dezbaterile, să vă dau din dragostea mea și la naiba cu cărcotașii. Spre surprinderea tuturor, doctorul Vlad luă cuvântul și făcu un pas spre mijlocul din mijloc cu plecăciune, îi ceru Fidelmei permisiunea să le adreseze câteva cuvinte. Începu prin a spune că înțelege de ce unii cititori sunt dezamăgiți de Dido, de autodafeul ei, de pesimismul ei, dar le sugeră să fie mai atenți la poveste și să o judece în contextul ei istoric. Dido, după cum le reaminti el, rămăsese văduvă de tânără, soțului fusese otrăvit de un frate hrăpăreț și ea fusese alungată de pe pământurile din Tir și nevoită să-și croiască drum până la Cartagina. Acolo, după spusele lui, folosind bucăți de piele rupte din spinarea unui taur, ea desenă și împărți harta teritoriului ei. Antrenă armate, construi ziduri și metereze, puse guverne și dădu ordine bărbaților. Femeia din ea le oferi adăpost lui Enea și troienilor și putea ea oare să fie condamnată că omistuise flacăra iubirii pe care cu toată seriozitatea o considera un fel de căsătorie? Iată pieirea ei și scuza pentru toate căpetenile triburilor africane, oricum invidioase, ca să-și recapete teritoriile și să-i uzurpe puterea.
În plus, crima ei fusese și că se îndrăgostise de un străin. Când Enea a părăsit-o ca să-și continue expedițiile în căutarea unei patrii, ea nu l-a pierdut numai pe el, ci și admirația cetățenilor Cartaginei. Îndurare pentru cetatea mea ce se scufundă au fost printre ultimile ei cuvinte pline de credință, spuse el. Le sugeră că poate, condamnându-se, pripiseră și că iubirea are consecințe mult mai ample decât consideraseră ei. Le-a reamintit că, atunci când trăise printre femei, Ahile, eroul troian, își luase alt nume din cauza influenței liniștitoare a dragostei. Și așa se lăsă o liniște ca ai fi putut auzi și o muscă. Cei care o disprețuiseră pe Dido îi găseau acum merite și unele femei simțiră în discursul lui un compliment voalat la adresa Fidelmei. Spre surprinderea ei, el mai rămase în timp ce ea strângea lucrurile și o ajută să aducă paginile xerosate despre Dido, care fusese aruncate pe jos. De ce atâta dușmănie? O întrebă el. O, așa ai pe aici, noi trăim minciuni, ipocrizie, amărăciune, nu avem încredere unii în alții. Suntem deprimați, dăm vina pe vreme. Rezervăm o vacanță undeva la soare, ne întoarcem acasă, dar nu e vremea de vină. Noi suntem. Deci literatura nu e de ajuns, spuse el. Mi-aș dori să fie, dar nu e. Uneori am impresia că mă sufoc și, zicând asta, duse mâna la gât ca să-și rețină un icnet. El o privi mult timp, apoi veni în fața ei când ea-și frângea mâinile, iar o roșeață i-a păruse din veul decolteului și se ridica în valuri spre gât și față, atâtea nuanțe de roșu de o fascinație șerpuitoare, marmorată. Cu riscul de a vă vedea prea verde în față, mi se pare, doamna McBride, că ceea ce doriți este un iubit. Așa e, zise ea surprinsă de propria ei îndrăzneală și spunând-o pe seama felul în care se desfășurase discuția din seara aceea. Ieșiră împreună și a puse cheia sub un ghiveci de pe pervaz unde s-o găsească Florii. Chiar lângă școala, din capătul de sus al orașului, trecură pe lângă o mlădiță de forsiția, prima din anotimpul acela, care crescuse peste zid și el rupse o floare. Ce nume-și luase Ahile când trăia printre femei? Îl întrebă ea. Nu se știe, va trebui să ne gândim la unul, răspunse el și puse floarea în pieptenele cu care ea își prinsese părul. Uite că cu pisici, fără pisici, întrerupt, neîntrerupt, cu poticneli, vă invit să citiți o carte care are niște recenzii foarte ademenitoare. Și cu toate astea, în ciuda recenziilor sfărăitoare, în unele cazuri, cartea nu pică pe tine și nu e nicio problemă, pentru că nu trebuie să-ți placă toate cărțile. Asta e clar. Dar nici dacă nu le știi povestea, nu poți să emiți niciun fel de judecată de valoare. Hai, spor la ce mai citiți.